Astăzi la Localnicii vom discuta despre muzica rock. De aceea am decis să stăm de vorbă cu... Bună, sunt Sorin, numit și Metal Traveler, și mă bucur să mă puteți asculta și să zic câte ceva din experiențele și amintirile petrecute pe tărâmul rock și sper să vă pot transmite acea dorință de a frecventa, de a merge la concerte și de a trăi acest fenomen, zic eu, unic. Care sunt meleagurile natale? Meleagurile natale sunt unele, să zic eu, de referință pentru România, pentru țara noastră. E vorba de Sibiu, oraș medieval, oraș cunoscut, o capitală culturală europeană din anul 2007. Un loc unde mă întorc de fiecare dată cu plăcere. Care este prima amintire din copilărie care vă vine în minte? Sunt multe, dar mi-aș aminti ca toți copiii de pe vremea aceea clipele și momentele petrecute la țară, la bunici, unde în vacanța de vară ajutam foarte mult la treburile gospodărești, la cosit, la adunatul fânului, cele ce se practicau la țară pe vremea aceea și care mi-au rămas întipărite în minte. Ce pasiune aveați în copilărie? Da, fotbalul. De la 4-5 ani deja jucam destul de avansat. Fotbal, citit foarte mult, lectura, într-adevăr. Mi-a plăcut și școala. Am învățat chiar bine în clasele 1-8. Mai mult... joaca cu copiii era un altfel de altfel de ani în care lumea era mai prietenoasă și copiii nu aveau atâtea posibilități ca acum, calculatoare, computere. Cum vă amintiți anii de școală? Anii de școală se împart, zic eu, în două etape. Prima dată clasele 1-8, unde, așa cum vă spuneam, era o mare preocupare pentru învățat, pentru accederea la diverse cercuri, erau cluburile pionierilor, vorbim de ani înainte de anii 90, erau diferite olimpiade școlare, dar era și joaca în cartier și da, o perioadă foarte bună, clasele 1-8. După aceea, clasele 9-12 coincid cumva cu anii de după Revoluție sau schimbarea din decembrie, ani în care au apărut diverse tentații. Atunci, practic, după 90, pe teritoriul rock, am putut și noi să ne desfășurăm mai bine ca și fani, ca și ascultători. Și a fost o perioadă, să zic așa, mai agitată, pentru că deja școala era lăsată un pic pe planul 2, erau alte, să zic, tentații. Și, dar pot să zic că e perioada în care ne-am desăvârșit cu toții, în care am aflat foarte multe lucruri odată cu deschiderea de după 90. Dar ambele perioade au fost, într-adevăr, foarte bune, foarte frumoase. Sigur, după aceea a urmat perioada facultății, care tot școală o numim, și anii de facultate, într-adevăr, au fost și determinanți la Timișoara, la Facultatea de Științe Economice, absolvită în 1998. Ce profil avea liceul? Liceul era cel mai bun din oraș pe vremea aceea și este și acum. E liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, unde se intra foarte greu pe bază de examen și facem și acum întâlniri o dată la 10 ani cu foștii colegi și ne amintim de anii aceia frumoși. Un liceu care, din câte am înțeles, își păstrează în continuare prestigiu și dă în continuare oameni buni, oameni valoroși, care ulterior reușesc în viață, în cariera profesională.
Ce materie ați iubit în liceu? Era liceu de matematică fizică și în mod normal spre materiile astea eram orientat, dar au fost și altele. Istoria, limba română, chiar limba latină, nu știu de ce, dar chiar mi-au plăcut mult, să zic așa, poate proverbele sau povestirile din antichitate. Sportul, bineînțeles, erau materii destul de multe care mă atrăgeau și, repet, fiind începutul anilor 90, încă mai aveam acea dorință, încă mai erau acele preocupări pentru școală destul de pregnante. După 1994, când am absolvit liceul, am urmat Facultatea de Științe Economice în Timișoara și am continuat după aceea cu masterat în managementul resurselor umane până în 2000. Deci 94-98, 98-2000. Am avut profesor bun, profesor Valoroș, care și-au lăsat amprenta asupra pregătirii și dezvoltării noastre. Pe vremea aceea se dădeau examene, se învăța, cred că și acum, dar la un mod mai diluat. Atunci erau mai puțini absolvenți pe secții și chiar la anul o să avem întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultății. Abia aștept să ne revedem cu colegii. De când v-ați descoperit pasiunea pentru muzica rock? La începutul anilor 85, dacă mi-aduc bine aminte, fratele meu, care e mai mare ca mine cu 4 ani, a ascultat foarte mult la Europa Liberă, erau diverse emisiuni, așa zis, interzise și ulterior își procura casete, de fapt nici nu era vorba despre casete pe vremea aceea foarte mult, copiau practic de pe viniluri venite pe sumână, cum se spune, și care costau o grămadă de bani pe vremea aceea, își copiau diverse albume, formații gen Scorpions, Accept, Iron Maiden, ajungeau pe casete Orvo, la casetele acelea Orvo, germane sau Agfa, și se registrau și după aceea le ascultam la casetofon și așa m-am apucat și eu să prind și m-a atras încă de la început, m-au atras sonoritățile metalice. A cărei trupe rock sunteți fan? După cum puteți vedea și acolo pe perete, Metallica este trupa mea preferată și după aceea la o distanță Iron Maiden. Sigur sunt și alți clasici, gen Motorhead, gen AC/DC, gen Black Sabbath chiar. Sunt toți acolo undeva pe primele poziții. Ce personalități din lumea muzicii rock ați cunoscut personal? Sunt o grămadă, o multitudine. Am cunoscut și încă cunosc, ca să zic așa, ultimii fiind chiar acum în decembrie. Păi de la preferații mei Metallica, la Iron Maiden, la AC/DC, la Lemmy Kilmister de la Motorhead, Roger Waters, Manowar, Megadeth, Deep Purple, Judas Priest, toți clasici, Whitesnake, acum sunt așa de mulți încât mă uit deja pe pereți că nu mai țin minte chiar succesiunea lor, Scorpions, Joe Satriani, Doro, mulți, mulți, foarte mulți, atât din muzica rock internațională cât și din cea autohtonă. Zic eu, apropieri foarte, foarte valoroase, zic eu, cu Nicu Kovaș de la Phoenix, care chiar a fost aici, a văzut muzeul, Călim Pop de la Celelalte Cuvinte, Tavie Pan de la Resident X, Kempes, vor veni Paul Ciuci cu compactul, pot să vină și Irisul, deci sunt toți aici prezenți și în suflet. Faceți parte dintr-un fan club? Impropriu spus dintr-un fan club, da, dar fac parte din fan clubul Metallica România, numit și Reload, unde suntem câțiva prieteni deja
deja câțiva mai mulți, aș putea să spun, adunați pe parcursul timpului, care mergem frecvent la concertele trupei noastre preferate și care reprezentăm cumva fanii din România. Avem logo specific, avem steaguri, avem elemente de identificare clare. O să vă arăt tricourile noastre și steagurile și ceea ce apare, ceea ce de fapt apare la, cam la fiecare concert Metallica unde mergem în primele rânduri, acel tricolor cu rollout. Cum ați ajuns să cunoașteți personalități din lumea muzicii rock? Trebuie să menționez din start că nu fac parte din vreun trus de presă sau radio, televiziune cu acreditări, cu lucruri, să spunem așa, foarte facile, gen poze imediat după ce artistul dă acel interviu. I-am cunoscut în diverse ipostaze, situații care mai de care mai inedite. Sigur, m-am gândit la un moment dat că poate ar și trebui să le arhivez, să le scriu undeva, că o să le uit, poate, dar vă dau așa niște mici exemple. De exemplu, pe cei de la Judas Priest, formația legendară britanică, te-am cunoscut undeva în Linz, în Austria, după un concert susținut în fața aproximativ 10.000 de spectatori la într-o sală, pur și simplu am încercat să ajungem la ei, o întâmplare foarte amuzantă, eram cu un prieten polonez și cu care mă împrietenisem cumva la fața locului și pe care eu încercam să protejez de împinsături, știți cum era concerte, oamenii se mai mișcă într-un mod mai mult sau mai puțin haotic. Și după concert a avut el ideea să mergem undeva în spatele arenei, să încercăm să ajungem cumva lângă autocarul trupei. Dar ca să ajungem cumva, ca să trecem de bodyguards, de security și de ce oameni mai erau acolo, ne-am prefăcut că suntem din staff și că împingem sculele care tocmai erau debarasate și urmau să fie încărcate în mașini. Și împingeam de zor și vorbeam engleză, la un moment dat s-au sesizat că nu suntem din zonă, ne-au evacuat. Dar a fost de ajuns să vedem că trupa se îmbarcă într-un autocar de turneu și ne-am dus după ei, i-am găsit în plin centrul orașului, au coborât, ne-am dus, ne-am prezentat, ne-am spus ce aveam de spus, autografe, poze, după cum se pot vedea și acolo, discuții. A doua zi ne-am întâlnit iarăși la hotel de dimineață, iarăși am mai povestit o tură și a fost așa o chestie inopinată la fața locului, adică n-a fost ceva, să zic eu, pregătit. Dar prin simplu fapt că am identificat unde stau rockstarurile, am reușit să ajungem în preajma lor. Altă dată, de exemplu, în Germania, a fost foarte interesant la un festival cu cei de la Manowar, ne-am întâlnit în backstage după ce am escaladat împreună cu un prieten ungar. Vorbesc de anii 2008-2007. Cu altele sunt mai simple, sunt cu direct, de exemplu, să vă dau un exemplu foarte clar de om modest și basistul de la Iron Maiden, Steve Harris, după un concert cu formația lui proprie British Lion, a stat efectiv în picioare după concert și s-a pozat cu 300 de persoane sau 400 cât am fost. Efectiv veneau fiecare, pac, autograf, poze, ziceai ceva. Deci sunt fiecare, sunt multe povestiri, pentru că dacă vedeți pe perete, sunt pozele sunt luate în diverse locuri, sunt prinse în diverse locuri ale Europei Estia, de la Belgrad, la Amsterdam, la Varșovia, la Germania, peste tot. O să cred că ne-ar lua timp destul de mult să descriu fiecare întâmplare, dar poate odată o să reușim să facem o rubrică specială cu întâmplări fanii cu vedetele rock. În care piesă muzicală vă regăsiți cel mai mult? Chiar o întrebare foarte bună. Este o melodie a celor de la AC/DC, se numește It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
Deci e clar, clar mă definește și ca stil de viață, și ca stil de a vedea lucrurile, și ca mod de viață, și ca orice. Ce întâlnire personală cu un VIP v-a impresionat? În general, VIP-urile, dar de fapt nu trebuie să le spunem VIP-uri, până la urmă sunt oameni ca și noi, sunt foarte modești și deși au nume mari, sunt legende, e un comportament absolut, repet, normal, fără fițe, ifose, figuri, cum le spunem noi. Discută, știu că ești fan, știu că vii la concert, că plătești bilet, că cumperi CD, cumperi tricouri, adică susții industria. Pot să spun că întâlnirea cu Lemmy Kilmister din București chiar m-a impresionat. A fost o întâlnire de gradul zero, dar și cu Ozzy Osbourne și Black Sabbath și cu cei de la AC/DC. Da, au fost întâlniri frumoase cu cei de la Metallica, nu mai vorbesc. Toate au fost, toate m-au impresionat, pentru că la fiecare întâlnire e altfel și e altă povestea și altfel discuția și altfel îți spui ceea ce simți vis-a-vis de muzica, trupa, formația respectivă și fiecare formație te influențează într-un anumit fel pe parcursul unei vieți. Cum ați ajuns să fiți managerul unei trupe rock? De fapt, repet, impropriu numit manager. Ne ocupăm într-adevăr de formația Apocalips din Sân Nicolae Mare, o formație cu existență de 20 de ani, peste 20 de ani în peisajul rock. Am făcut-o dezinteresat, pe cât posibil să ajut în buna desfășurare a concertelor, a scoaterii unor noi materiale discografice, a prezenței cât mai masive pe posturi, pe televiziuni, pe radio, pe ziare. Sigur că e greu în domeniul ăsta, mai ales în zona asta de underground, că nu ești formație de prim rang și unde sunt foarte multe eforturi materiale. Dar îmi place și sper că la un moment dat să trupa să revină în prim plan și să facă o figură frumoasă în concerte și în aparițiile TV. Cât timp acordați audițiilor muzicale? În ultima vreme sau în ultimii ani nu mai am acel timp necesar. Sigur, weekendurile sunt în weekend e cam liber și pot să fac tipul ăsta de audiții, dar în general sunt preocupat cu serviciu, mai ascult pe mașină, pe când merg în deplasări. Eu zic că totuși sunt la curent cu ceea ce se întâmplă. Ascult foarte mult din zona veche, din rock and roll-ul anilor 70, 80, 90. Câte obiecte aveți în colecție? Cred că așa, din punct de vedere al a ceea ce numim noi fotografii, rame, sunt peste 400, sunt foarte multe, dar sunt și alte, și alte componente, nu numai fotografii. După cum observați, sunt pene de chitară, sunt drumstick-uri, sunt autografe. Menționez că tot ceea ce vedeți aici sunt colecționate de mine, nu de pe eBay sau din alte surse, deci astea sunt efectiv din concerte prinse de mine în unde m-am desfășurat. Vedeți aici, de exemplu, sunt ceea ce se numesc niște manșete de la cei de la Iron Maiden, deci sunt și suveniruri de genul ăsta. Acolo avem, de exemplu, o mânușă de a solistului de la Accept și acum Udo Dirkschneider, drumstick-uri de la Judas Priest, setlist-uri, adică playlist-uri unde sunt scăționate numele pieselor dintr-un concert, toate originale prinse. Deci sunt multe, câteva sute, zic eu. Și probabil colecția va crește în continuare. După cum vedeți, nici nu mai prea am loc. Dar de aceea stau la casă, s-ar putea să mai
să mai populez niște camere, ca să zic așa. Care obiect din colecția personală este cel mai valoros? Toate, zic eu, că sunt valoroase, pentru că au un caracter special. Mi-aduc aminte cu mare drag de fiecare când ce condiție a fost, să zic eu așa, achiziționat. Dar aș totuși aș spune că acel drumstick de la Lars Ulrich, de la Metallica, e de referință, sau autografele personalizate din partea celor de la Metallica. Dar eu zic că ar trebui menționate toate așa ca și ansamblu. Nu cred că un obiect e mai important ca celălalt. Până la urmă, fiecare are valoarea lui sentimentală, după cum am spus înainte. Care este cea mai frumoasă amintire din timpul unui concert? În timpul unui concert prea există o amintire clar definită, clar stabilită, pentru că intri într-un fel de trans, ești atent la artiști, la ceea ce produc ei pe scenă, dar sunt momente în care, de exemplu, dacă ești în primele rânduri sau în primul rând și artistul, cum am avut de exemplu acum la ultimul, la Halloween, artistul întinde pumnul așa spre tine, tu te înalți și dai pumnul în pumn cu el, sau când am dat cu Robert Trujillo de la Metallica, am dat mâna, sau când pe o scenă foarte... Da, asta se poate menționa. În 2015 la München am fost pe scenă cu cei de la Metallica, în sensul că ei au un fel de concursuri pentru fani și dacă ești fericitul câștigător, poți să iei un premiu gen, cum a fost atunci, să stai împreună cu ei pe scenă. Sigur, am fost mai mulți, vreo 100, dar să stai cu ei pe scenă și să vezi de pe scenă tot publicul la picioarele tale, practic, vezi 60.000 de oameni și cam înțelegi atunci ce simte artistul când te vede. Dar noi deja eram cumva cu ei pe scenă și știu că atunci toți au venit către noi, am fost și în primul rând, am dat mâna cu ei, ne-au lăsat să atingem chitările. N-am fost în ipostaza de fan din fața trupei, ci practic am fost cu ei pe scenă. Da. După cum spuneam în interviu, sunt o serie de poze, amintiri, suveniruri adunate în ultimii 20-25 de ani. Aș începe cu întâlnirea cu cei de la Judas Priest, Rob Halford și ceilalți, cu bețele de la baterie prinse la Amsterdam și la Belgrad. De fapt date chiar personal, ca să zic așa, cu biletele aferente, cu autografe, după cum se poate observa și aici. Doro, Black Sabbath, legendara trupă britanică, cu Ozzy Osbourne și cu autografele personalizate pentru Sorin și autografele celorlalți membri. Joe Satriani, Scorpions și autografele aferente. Udo, Dir, Schneider, setlist-uri, Băț. Aici e chiar primul meu concert Scorpions din 93, sub forma unui frânturi dintr-un bilet. Pene de chitară, autograf și pană de la Yngwie Malmsteen, un mare chitarist. Ne putem muta în partea cealaltă cu întâlnirea care mi-a rămas foarte mult în memorie, cu Lemmy Kilmister de la Motorhead. Setlist și pene de la câteva concerte Motorhead, frații Angus și Malcolm Young de la AC/DC, pe care am văzut de vreo 7 ori, cred. Întâlnirea cu cei de la Metallica, cu autografele aferente, un băț dat personal de către Lars Ulrich la München în 2015, cu autografele specifice. Asta e primul meu tricou rock, l-am prin 91, cred că l-am primit de la fratele meu, mi l-a dus din Ungaria, din Timișoara. A dus, de fapt, din Timișoara, dar importat, practic, din Ungaria,
One Justice for All, l-am purtat foarte mulți ani și l-am pus în ramă după ce m-am întâlnit cu cei de la Metallica, autografele aferente. Aici sunt biletele la cele 20 de concert Metallica și penele de chitară prinse în timpul concertelor respective. Iron Maiden cu Bruce Dickinson, cu Steve Harris, niște manșete prinse în concert, tot așa. Asta e un bilet de la un concert din 95 la București cu Iron Maiden, dar nu era cu Bruce Dickinson, ci cu Blaze Bayley. Autografele aferente, specifice, bilete de la cele 16 concerte Iron Maiden vizionate deja. Poză frumoasă, zic, cu David Coverdale de la Whitesnake și autograf, plus Roger Waters și autograful aferent. Ne mutăm înspre zona Manowar cu playlist, autografe și pozele făcute în diverse locații, gen asta e făcută în București, asta București, asta la altă în Germania, asta la altă în Cehia, la Vițovițe cu Ross the Boss, unul dintre membrii fondatori Manowar. Avem Megadeth cu Dave Mustaine și cu autografe și ceilalți membri din trupă. Deep Purple, legendara formație britanică, cu Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Steve Morse și autografele specifice. Este un concert din 98. Bine, la un concert din 98, tot cu Deep Purple la București. Playlist-uri de pe scenă. Mergem spre Accept, formație legendară nemțească, cu Udo Dirkschneider, autografe, pene, autografe personalizate, set list-uri. Sus sunt doi membri din formația Anthrax, formația americană, Ian Scott și Joey Belladonna, cu autografele pe niște, erau, cred că în hotel erau niște prezentări, erau niște, na, ce era atunci la fața locului. Cum spuneam înainte, mânușa lui Udo Dirkschneider de la Accept. Pe peretele acestea avem expuse fotografii cu cei de la Iron Maiden, încă o dată, cu Steve Harris, Yannick Gers, Adrian Smith și Nico McBrien, cu solistul de la Saxon, Billy Byford, cu Joan Baez, cântăreața folk anilor 70, cu Biff Byford, aș vrea să spun. Avem, la intrarea în casă avem în perete tot dedicat lui Nicu Kovács, cu o fotografie personalizată, cu autograful aferent. Astăzi niște poze din colecția lui pe care mi le-a dat dăruit personal acum 2 ani. Asta e cu formația în Germania, după ce au fugit în 77, asta n-ai tot atunci pe stilul Beatles, Let It Be. Asta e făcută în România și asta cu pană, tot așa, e un fel de fotografie miniatură cu Kovács într-o mare, să zic așa, formă. Și lângă am pus o fotografie și autograful aferent al lui Ian Anderson de la Jethro Tull, care a influențat cumva formația Phoenix în anii 70. Mai avem o fotografie cu cei de la Black Sabbath, cu Tony Iommi, Geezer Butler și Ozzy Osbourne, undeva făcută în Varșovia anul trecut. Bun, aici am intrat în sectorul trupelor românești, legendare și clasice, ca să zic așa. Pe peretele ăsta avem celelalte cuvinte, trupă despre care nu mai are nevoie despre nicio prezentare, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai departe cu Holograf, care nu prea e rock, e undeva în zona asta mai, dar o trupă totuși veche și care încă face furori. Cargo de pe vremuri, cu Krypton, cu Kempes, cu
Tavie Pan de la Resident X cu avem aici Compactu, Semnalem, Ilie Stepan de la Promuzica, Andy Ghost de la Altar, mentorul Petre Magdin de la Întâlnirea de la Miezul Nopții. Sunt personaje, persoane care au influențat muzica rock. Aici e o tăietură dintr-un ziar, dintr-o revistă, Heavy Metal Magazine, cu revenirea lui Paul Ciut și cu autograful aferent. Guriță Nicolau de la Krypton, setlist-uri. Aici avem chiar un autograf obținut de prin anii 95 pe o geacă de blugi de la Dan Biedman. Aici sunt toate autografele băieților. În general îmi place să-mi fac planuri, să-mi fac anumite direcții și ați văzut și astăzi, am dat ore, îmi place să știu că între anumite ore se întâmplă niște lucruri. Adică țin foarte mult la punctualitate. Nu eram așa mai de mult, dar cu timpul vine obișnuința asta, pentru că da, nu-ți convine nici să aștept, nici să fie așteptat în general. Și de multe ori, după toate aceste, să zic eu, programări, vine o perioadă în care îți place să lași lucrurile la libera întâmplare. De asta, în general, în concedii, în care nu-ți mai propui să faci anumite lucruri, ci lasă să se întâmple, că de aceea este concediu. Ce vă ține în formă și vă ajută să vă faceți planuri noi? Acțiune. Acțiune, activitatea, mediul înconjurător, mediul ambient, dar aici când mă refer la mediu, mă refer de fapt și la prieteni, la lumea pozitivă din jurul meu. Îmi place să fac lucruri clare și, să zic eu, reale, adică palpabile, nu prea îmi plac poveștile și lucrurile fără substanță. Concertele, of course, și, cum se spune, încrederea îți dă încredere, adică dacă faci anumite lucruri și îți ies, următoarele o să fie la fel, pentru că e așa stil bulgăre de zăpadă, bulgăre de fapt, și până la urmă am reținut o vorbă foarte înțeleaptă, nu știu dacă e a lui, dar oricum mi-a transmis-o și prima dată am auzit-o la el, al Nicu Covaș de la Phoenix, care spune că o bucurie împărtășită e o bucurie dublă, adică dacă eu mă bucur de un lucru și ți-l spun ție, te bucuri și tu, îl transmiți mai departe și se creează așa o atmosferă foarte bună. Nu e bine să ții lucrurile astea bune, fericite, doar pentru tine și să le trăiești tu doar interior. E bine să le împărtășești, să le share-uiești cumva. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră? Mai de mult, acum mulți ani, mi se părea foarte o realizare să am un ban, făceam tot felul de combinații, tot felul de afaceri după anii 90, vindeam, cumpăram, îmi plăcea să am un ban, mi se părea o afacere sau o realizare să am banul meu propriu. După aceea mi s-a părut super ok să termin o școală, după aceea mi s-a părut super ok să te angajezi, mi s-a părut că e o realizare foarte bună, super realizare să ai o casă, după cum vedeți, să ai o mașină. De fapt, tot timpul ceea ce faci, cum spuneam, real, îți dă senzația de realizare. Până la urmă, cred că niciodată nu o să fii mulțumit, tot timpul o să dorești să faci altceva. Realizare e faptul că suntem aici cu toții, că avem interviul ăsta, că suntem bine, suntem fericiți, mergem la concerte, suntem bucuroși. Și realizare, de fapt, e orice zi care o trăim și o prindem în fiecare dimineață. De fapt, cam asta cred că e realizare. Unde vă vedeți peste 10 ani? Tot aici, vorba vine. Tot în universul ăsta al rock, dacă suntem sănătoși și putem să și avem energie și forță. Și sper că în 10 ani trupele astea ale noastre să mai clasice, să mai reziste și să ne mai bucure. Acum m-ați și prins bine că e o perioadă în care cam stau pe acasă iarna.
iarna nu prea sunt așa concerte, dar vara, toamna, cu siguranță nu m-aș fi prins super liber. Am la activ peste 140 de concerte internaționale, dar asta înseamnă de fapt mai mult, că din astea 140 sunt foarte multe festivaluri, care festivaluri țin câte 3 zile. Și în plus de asta, așa cum spuneam, și pe această cale transmit fanilor, ascultătorilor, telespectatorilor să susțină trupele existente, fie cele locale, underground, dar și cele cunoscute, pentru că practic, deși au o situație probabil financiară stabilă, totuși ei trăiesc din muzică și atunci să cumpere tricouri, să cumpere CD-uri originale, să nu pirateze, că acum e la modă download-ul și MP3-ul și MP4 și MP19, vorba aia, să meargă la concerte, să plătească bilet, să nu sară garduri, să sau să intre cu prin tot felul de mijloace. Și mai ales și nu în ultimul rând să-și cheme prietenii și să-i scoată din starea asta de amorțeală care există acum, să plătea concerte și în Timișoara, poate și în Budapesta sau în Belgrad, locuri relativ destul de apropiate, și na, ar fi bine să iese din amorțeala asta și să fie activi, că asta ne ține în viață. Ce îți dorești pentru meleagurile natale? Nu cred că aș putea să doresc mai mult decât să fie măcar cum sunt acum, să nu se degradeze, să evolueze și să... De fapt, nu știm exact ce evoluție, pentru că practic toate investițiile care sunt acum, toată nebunia asta cu capitala europeană sau afluxul ăsta de oameni duce într-o altă direcție. Eu, practic, mi-aș fi dorit să rămână totuși așa din punct de vedere al oamenilor, al locurilor, al stărilor în anii 95-2000, cum știam eu, un oraș liniștit. Îi urăm lui Sorin mult succes pe drumul vieții în continuare. Până data viitoare, la revedere! We'll be right back.